care se întâmplă în rândul credincioșilor, lucruri pe care el mai târziu în această epistolă abia să le descrie și să le demarcă, își îndreaptă scrisul lui și se îndreaptă către credincioși și spune: vreau să vă spun ceva, că această epistolă, aceste lucruri pe care le scriu, nu sunt pentru toți oameni. Lucrurile acestea pe care le scriu nu sunt pentru toți oameni. Lucrurile acestea sunt valabile doar pentru aceia care au o credință de același preț. Trăim, dragii noștri frați, astăzi în lume care suntem, în care oamenii au o credință diferită. Și sunt unii care spun, știi ceva? În Biblie sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dar nu toate sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim selectivi și să credem numai în anumite lucruri. Sunt oamenii care au credință, știi ceva? Pe lângă Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu, putem să mai avem și două, trei cărți de tradiții și noi putem să avem o credință paralelă atât din cărțile de tradiții, cât și din Biblie. Sunt oameni care, dragii mei, spun, știi ceva? Credința și Biblia este o carte pe care noi nu o putem înțelege toți și atunci este nevoie să avem darul. Și ceea ce spune Dumnezeu prin darul Duhului Sfânt, aia e credința noastră. Și sunt diferite credințe care sunt astăzi printre oameni. De exemplu, există o denominațiune de oameni cu care am vorbit uneori, s-a întâmplat ca unul din acești oameni să fie administratorul pe scara unui bloc unde am locuit și omul acela spunea, știi ceva? În Biblie, lucrurile trebuie despărțite pentru că anumite lucruri sunt valabile numai pentru 144.000 și alte lucruri sunt valabile pentru celelalte oi. Nu toate lucrurile sunt valabile din Biblie pentru toți oameni. Ei bine, dragii mei, Petru vine și ne spune că învățătura care este scrisă în capitolul acesta, în cartea lui, asta e valabilă pentru oamenii care au o credință de același preț cu a noastră. Și Dumnezeu să ne ajute să avem tot această credință. Amin. Și credința noastră, dragii mei, este că Biblia este cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, care a fost trimis să ne învețe și să ne facă cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Credința noastră că urmând cuvintele din cartea aceasta, într-o bună zi, ne vom întâlni cu Mântuitorul nostru în care ne-am pus speranța și nădejdea că într-o zi după ce vom sfârși alergarea de pe pământul acesta, ne vom întâlni cu El și vom petrece cu El o veșnicie. Și nu vor mai fi granițe, și nu vor mai fi biserici, și nu vor mai fi limbi care să ne despartă de El, ci toți împreună în ziua cea măreață vom sta la masă cu El și un lucru extraordinar. Ne spune cuvântul Domnului că însă și El, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, se va încinge și ne va servi la masă. Ce onoare pentru noi niște muritori! Ce onoare pentru noi niște oameni de rând! Ca să prindem ziua cea măreață, când însăși Creatorul Cerului și al Pământului, Domnul nostru, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, să vină să ne servească la masă. Venirea Domnului nu va veni înainte de anumite lucruri și atunci când va veni, întâi vor învia cei morți în Hristos și noi nu vom lua înaintea celor adormiți, ci întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi toți împreună care vom fi rămas în viață la venirea Lui, ne vom transforma în trupuri de slavă și împreună cu Sfinții. Zilele acestea am mers cu fratele Cornel și mi-a arătat acolo cimitirul puritanilor. Am fost la casa unde a locuit George Wesley și unde biserica unde a predicat Spurgeon. N-ai vrea că în ziua cea măreață, și spunea fratele Cornel, făcea o afirmație uitându-se la cimitirul acela al puritanilor. Spunea, frate Ghiță, când va veni ziua aceea când se vor găsi de mormintele, cred că de aici, din mormintele acestea, nu va rămâne niciun mormânt închis. Pentru că oamenii aceștia și-au dat viața. Au renunțat la lumea aceasta. Au renunțat la gunoaie, la lucrurile materiale. Și îndreptându-și privirile spre cer, și-au dat viața. Pentru că au avut nădejdea că într-o zi ne vom întâlni atunci când vom fi transformați și ne vom îndrepta spre cer ca să fim împreună cu toții acasă la Domnul. Vă
Continua, dragii mei, Apostolul Petru și ne spunea, căci pentru cei care au o credință de același preț, ei au nevoie de harul și de pacea lui Dumnezeu. Și noi uneori ne întrebăm, de ce nu avem har în adunare? Hai să mai facem ceva să fie har. Hai să facem ceva să fie har în cântare, să fie har în rugăciune. De ce nu-i pace în adunare și se ceartă frații între ei? De ce există certuri în familie? Și vine Petru și ne spune, dragii mei, vă spun un secret. Dacă vreți har în adunare, har în cântare, har în rugăciune, dacă vreți pace în biserică, pace în familie, vă sfătuiesc ceva. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Dacă vreți har, dragii mei, căutați să-L cunoașteți pe Iisus Hristos. Căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu. El ni se descoperă prin cuvântul Lui, în scrisoarea Lui de dragoste. N-ați vrea să știți ce ne vorbește? N-ați vrea să știți ce ne spune? N-ați vrea să știți ce făgăduințe ne face? N-ați vrea să știți care este drumul care duce spre Împărăția de Sus? Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Cuvântului, prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Mi-aduc aminte, dragii mei, și vreau să vă spun ce important este să citești Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo în Grecia, unde locuim, pentru o vreme, era un om care era dependent de drog, de heroină. Omul acela nu mai avea șansă. A încercat la mai multe clinici de dezintoxicare și n-a reușit să scape de sub influența drogurilor. Era de origine grec. Și într-o bună zi s-a întâlnit cu un credincios și a spus, aș vrea să scap de patima aceasta care mă lovește, dar nu știu cum. Am încercat la mai multe clinici de dezintoxicare, dar nu reușesc să scap de patima aceasta. Și atunci acel credincios i-a spus, știi ceva? Eu am citit că cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Îți dau o Evanghelie, îți dau o Biblie, du-te acasă și citește-o și ai să vezi câtă putere este în cuvântul lui Dumnezeu. Și omul acela, dependent de heroină, a luat Biblia pe care a primit-o în dar și s-a dus acasă și nu s-a apucat și a început să citească din Biblie și a început să treacă orele din noapte și el a continuat să citească din Biblie și au venit zorile dimineții și el a continuat să citească din Biblie și când a venit zorile dimineții, omul acela a fost eliberat pentru că a citit cuvântul lui Dumnezeu. Este un post de radio creștin pentecostal grec acolo în Atena și omul acela a mers acolo și a dus mărturia lui și a spus, eram dependent de heroină, dar când mi s-a spus că cuvântul, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede, am citit toată noaptea și ceea ce n-au putut face clinicile de dezintoxicare a făcut-o cuvântul lui Dumnezeu care m-a curățit. Și când au venit zorile dimineții, n-am mai avut nevoie de drog. N-am mai avut nevoie de heroină. Și m-am dus și am căutat Biserica lui Dumnezeu și m-am pocăit. Pentru că, dragii mei, în Cuvântul lui Dumnezeu există o putere extraordinară. Cuvântul lui Dumnezeu ne duce spre Iisus Hristos și ne arată drumul. De aceea, dragii mei, să nu uităm niciodată că harul și pacea, dacă vrem să le avem în familie, în adunare, în cântare și în rugăciune, ele pot fi înmulțite, pot fi crescute, dar într-un singur mod, prin citirea Cuvântului, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și continuam, dragii mei, și aș vrea în seara aceasta să vă spun un lucru. Trăim într-o vreme în care se fac diferite credințe, diferite enunții sau se definește într-un mod greșit mântuirea lui Dumnezeu. Azi dimineața am spus câteva lucruri. Și sunt oameni care spun că pentru mântuirea pe care ne-o dă Dumnezeu, noi nu trebuie să facem nimic. Pentru că mântuirea o primim în dar prin credință. Și darul lui Dumnezeu, așa cum spune la Efeseni, și prima parte e dreaptă, dragii mei. Și în seara aceasta am vrea ca în câteva minute, în minutele următoare, să privim în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce a făcut Dumnezeu pentru noi ca să fim mântuiți și ce ne mai rămâne și nouă de făcut. Să vedem dacă Dumnezeu face totul sau dacă suntem și noi nevoiți să facem ceva. Și ne spune aici Cuvântul Domnului în versetul 3, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot
neagă lui ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, prin care ne-a dăruit, ne-a dat făcătuințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care ți-a numit prin foc. Mântuirea, dragii mei, salvarea din păcat, ziceam și azi dimineață, este menită pentru ca noi, oameni care altădată eram în poftele și în păcatele noastre, în natura aceasta umană, pervertită de păcat, să sufere o transformare prin nașterea din nou și în firea noastră veche păcătoase să se transforme într-o fire dumnezeiască, să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Și pentru aceasta El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Dragii mei, haideți să vedem care sunt făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Și la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, ne arată prima făgăduință. A venit la Israel și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat făgăduința. Le-a dat dreptul să se numească copiii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din carne, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, dintr-o fire păcătoasă. El ne dă făgăduința că ne transformă. El ne dă făgăduința că ne face părtași unei firi dumnezeiești. Și firea noastră nu-i mai acea păcătoasă și pervertită. Și omul vechi cu poftele lui moare. Și noi ia chip, ia ființă Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și pentru ca să nu fim singuri, ca să nu fim orfani, așa spunea Domnul Iisus Hristos, este de folos să mă duc eu. Pentru că dacă nu mă duc eu, Duhul Sfânt, Duhul Adevărului nu va veni. Dar când va veni El, El va face ceva. Are menirea să te iei de mână. Are menirea să te călăuzească. Are menirea să ducă mireasa, să o pregătească mireasa pe acești copii care nu sunt născuți nici din sânge, nici din carne, nici din voia lui om. Duhul Sfânt are menirea să te ia de acolo de unde te-a mântuit Hristos și să te ducă pe cărarea pocăinței și să te ducă până la întâlnirea cu Iisus Hristos. Pentru că cine credeți, dragii mei, că în momentul în care va suna trâmbița și vor învia întâi cei morți în Hristos, cine credeți că ne va transforma trupurile noastre muritoare? Duhul Sfânt ne va transforma. Și Duhul Sfânt ne va da forța aceea pe care astăzi noi avem din cauza forței de atracție a Pământului. Că astăzi orice lucru care cade, el cade spre Pământ pentru că există o forță de atracție. Ei bine, dragii mei, în ziua aceea a venirii Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt are menirea să fie forța care să ne desprindă de Pământ și să ne îndrepte spre cer și să zburăm ca porumbei spre porumbarul lor. Pentru că aceasta, dragii mei, este a doua făgăduință pe care ne dă Domnul Iisus Hristos, făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, și citim la Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 39. Căci făgăduința aceasta, Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu la pocăință. Duhul Sfânt n-a fost dat numai apostolilor pentru că trebuia să meargă în misiune. Duhul Sfânt nu-i dat numai la fratele Cornel pentru că e pastorul bisericii și trebuie să vă păstorească. Duhul Sfânt nu-i dat numai presbiterilor pentru că trebuie să facă ungerea cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos pentru ca bolnavul să se ridice și să se declare vindecat în numele Lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt este dat pentru orice fătură, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu la pocăință. Pentru că Duhul Sfânt este trimis să ne călăuzească. Duhul Sfânt este trimis să ne vorbească inimii noastre. Duhul Sfânt este trimis să dovedească în lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și atunci când ești în pericol să cazi, atunci când nu mai poți să faci distinția, spune cuvântul Domnului la Ioan, și ungerea pe care o aveți în voi vă învață. Pentru că Duhul Sfânt
este trimis în noi să ne călăuzească și să ne spună. Și când vrei să faci ceva care nu-i după voia lui Dumnezeu, vine Duhul Sfânt și ungerea aceasta la nivelul cugetului îți spune, nu face lucrul acesta. Nu face lucrul acesta, că dacă vei face lucrul acesta, te vei depărta de Dumnezeu și Dumnezeu se va depărta de tine. Spunea cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 6, nu știți că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt și nu mai puteți face ce vreți cu trupul vostru? Când vine Duhul Sfânt și El locuiește în noi, El este acela care ne călăuzește și aceasta este cea de-a doua făgăduință pe care o face Dumnezeu, căci El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Și, dragii mei, scopul acestei a doua făgăduințe este să ne ia de acolo, de unde ne-a scos din groapa păcatului, din mocirlă, și luându-ne de acolo de mână să ne ducă și să ne ajute să ducem mântuirea până la capăt. Să ducem mântuirea până la capăt, până când ne vom întâlni cu a treia făgăduință pe care ne-o face Dumnezeu și care este scrisă la Epistola 1 a lui Ioan, la capitolul 2, cu versetul 25. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. A treia făgăduință spre care ne conduce Duhul Sfânt și nădejde pe care ne dă, este că noi nu vom rămâne veșnic pe pământul acesta plin de păcat. Este că noi nu vom rămâne veșnic în lumea aceasta plină de amar și de durere, de dezamăgire și de suferință. Făgăduința lui Dumnezeu este că mă voi întoarce într-o zi să vă aduc acasă. Pentru că este de folos să mă duc să mă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fie și ucenicii mei. Dragul meu, n-ai vrea să mergi cu Domnul? Făgăduința Lui este că El nu ne va lăsa aici. El nu ne va uita. Și făgăduința Lui Dumnezeu, spunea cuvântul Domnului, acolo ne-am citit, este viața veșnică. Este că noi nu vom mai muri niciodată. Este că ne va duce într-un loc unde nu va mai exista plâns, lacrimi, jale, durere și suspin. Este făgăduința pe care ne-a făcut-o Domnul. Dragii mei, aceasta e partea pe care a făcut-o Dumnezeu. Aceasta e partea pe care a făcut-o Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Lucrurile acestea noi nu le puteam face. În schimb, observați un amănunt pe care foarte mulți oameni în zilele noastre îl omit. Aici spune cuvântul Domnului că noi ne putem face părtași firii dumnezeiești. După ce am primit făgăduințele acestea nespuși de mari și scumpe, cu o condiție sau după ce se întâmplă ceva, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin poft. Sunt unii oameni care ei vor să trăiască în continuare pofta păcatului. Sunt unii oameni care ei vor să trăiască în stări de vinovăție și sunt unii oameni care ei vor să selecteze ce să asculte din cuvântul Domnului. Dar ei se declară și ei copii al lui Dumnezeu și spun că e de ajuns ca într-o zi să ridici mâna și să te hotărăști pentru Domnul și ești mântuit. Și apoi te duci înapoi la țigara ta. Te duci înapoi la paharul tău cu băutură. Te duci înapoi la fapte de imoralitate. Te duci înapoi și bârfești și te faini pe fratele tău. Te duci înapoi în casa ta și te cerți cu soțul și soția ta. Dar tu ești copil al lui Dumnezeu. Și apoi, ba mai nu, ei vine la adunare și cu stări de vinovăție vor să primească Duhul Sfânt. Și sunt unii care se adună pe anumite conferințe, tabere, și acolo, fiecare așa în modul în care este, nu vrea eu să te scriu nici să vorbesc pe alții, ei au pretenția că primesc Duhul Sfânt. Și apoi se întorc înapoi la aceleași lucruri pe care le-au lăsat cu puțin timp înainte. Dragii mei, în seara aceasta vreau să vă spun că nu se poate. Nu se poate ca făgăduințele acestea mari, nespus de mari și scumpe. Nu se poate ca făgăduințele acestea care ne recunosc încă o dată. Da, Doamne! Eu trebuia să mor, dar nu mai mor. Nu mai mor și am speranță la viață. Pentru că ai murit cu slăvit să fie numele Domnului. Și dragii mei, spunea Petru, că acestea sunt lucrurile pe care noi nu puteam să le facem. Noi nu puteam să fim eliberați de sucrovia păcatului și a venit Iisus Hristos și a murit pentru noi și ne-a eliberat. Noi nu puteam să ducem prin puterea noastră mântuirea până la capăt. Și Dumnezeu, Iisus Hristos, ca să nu ne lasă orfani, L-a primit pe Duhul Sfânt. Ne-a dat făgăduința aceasta.
și El a venit și ne-a umplut de bucurie. El este acela care ne șoptește în inima noastră atunci când trebuie să trecem prin încercări. Roagă-te ca să-ți dau putere. Pentru că sunt unii, dragii mei, și spuneam în sările acestea tinerilor, care iau impresia că Duhul Sfânt, dacă l-ai, tu-ți faci treburile tale, mergi liniștit pe drum și la un moment dat, când El te vede slab, când te vede fără putere, mai vine așa după tine, umblă Duhul Sfânt și îți mai toarnă, așa ca și cum ai luat un licior, și îți mai toarnă cu o coză de putere, să zic, mai ia și tu putere ca să ai, pentru că văd că ai slăbit. Nu așa procedează Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te umple cu putere când te pui și te rogi pe genunchi în rugăciune. Duhul Sfânt te umple cu putere când tu te smerești înaintea lui Dumnezeu și îi spui, Dumnezeule, trebuie să trec prin încercări și probleme și nu pot prin puterea mea, te rog, Doamne, umple-mă de puterea Duhului Sfânt. Mai povestesc încă o dată ceea ce le spuneam și tinerilor, că într-o zi, în tinerețea mea, când eram în casa părintească, într-unul din zori dimineții primesc așa un îndemn deosebit și simt așa ca un gând puternic care spune, du-te și te roagă. Du-te și te roagă. Și m-am gândit așa în minte, mă, dar ce e așa îndemnul ăsta, imbondul ăsta să mă duc să mă rog? Și am, mi-am mai făcut ceva din lucru. Dar gândul acesta vine din nou și îmi spune, du-te și te roagă. Și parcă mișca de insistență aceasta gândului care mă urmărea la nivelul cugetului, m-a dus într-o cameră și m-a plecat pe genunchi să mă rog. Și în mod surprinzător și plăcut pentru mine, am simțit o prezență deosebită a Duhului Sfânt coborându-se peste mine. Și am putut să-L slăvesc pe Dumnezeu vorbind în alte limbi și m-am bucurat prin Duhul Sfânt. Și am primit așa putere din partea Lui și am simțit o pace deosebită. Și după ce m-am ridicat de la rugăciune, am zis așa bucuros în mintea mea și am zis, o, acum înțeleg de ce Dumnezeu m-a îndemnat să merg la rugăciune. El vrea să-mi dea o bucurie deosebită. El vrea ca să primesc părtășia cu El prin Duhul Sfânt. Dar nu de aceea, dragii mei, nu de aceea m-a trimis Duhul Sfânt să mă rog. În ziua aceea urma să trec printr-o ispită în care diavolul mi-a pregătit-o în fața mea. Și dacă nu m-aș fi rugat, și dacă Dumnezeu nu ar fi umplut de putere, poate că aș fi căzut în ispita aceea. Dar când am trecut într-o formă transformată, plin de bucuria Duhului Sfânt, am trecut ca și cum nici n-am fost ispita în fața mea. Și Dumnezeu mi-a dat biruință, pentru că scopul Duhului Sfânt este să ne ajute prin problemele și prin neputințele noastre. Scopul Duhului Sfânt este să ne ia de mână și să ne ducă până la întâlnirea cu Iisus Hristos. Și spunea Apostolul Petru, asta e ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Asta e ceea ce noi nu puteam face. Dar acum, zicea Petru, vă rămâne și vouă ceva de făcut. Pentru că Dumnezeu a făcut tot ce trebuia să facă pentru noi. Tot. Și ce vă rămâne de făcut? De aceea dați-vă și voi toate silințe ca să uniți cu credința voastră fapta. Spuneam la dimineață, credința este în numele Domnului Iisus Hristos, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi am fost mântuiți prin credință, pentru că am crezut că Iisus a murit pentru noi și a dat viața și din cauza aceasta am primit dreptul să ne facem copii ai Lui. Dar spunea Petru, credința aceasta unește cu fapta. Și Iacob în cartea lui spunea că credința fără fapte este moartă. Credința fără fapte este moartă. Dar stăteam și mă gândeam, dragii mei, și spuneam și azi dimineață, sunt oameni care ne condamnă și ne spun, băi, voi vă bazați pe fapte. Voi numai pe faptele legii. Și spune Domnul că dacă te bazezi pe legea, ai căzut din har, nu-i mai harul lui Dumnezeu. Dragii mei, noi nu căutăm să trăim o pocăință ca să fim mântuiți. Nu ne silim să stăm și să stăm pe calea Domnului cu motivul ca să fim mântuiți, ci pentru că am fost mântuiți, pentru că am fost eliberați. Faptele noastre dovedesc despre noi că noi suntem mântuiți. Astea sunt faptele credinței. Nu poți să te lauzi că ești credincios dacă tu faci faptele diavolului. Pentru că a fi credincios, a fi mântuit înseamnă a fi izbăvit de păcat, înseamnă a fi izbăvit de cel rău. Dar câte vreme tu continui să trăiești în faptele celui rău, cum poți tu să susții că ești mântuit când în viața ta sunt faptele întunericului? Pentru că mântuirea s-a putut să fii salvat de faptele întunericului. Și cum se poate vedea? Printr-o viață de pocăință practică care se pierde în viața noastră. Uniți cu credința fapta, dar și cu fapta uniți cunoștința, le spun mai fugitiv.
Pentru că, dragii mei, sunt unii oameni care zic așa, oh, eu unesc cu credința fapta și mă duc la fratele Cornel și spun, frate Cornel, eu nu prea am timp să mă rog, nu prea am timp să citesc cuvântul Domnului, că am business, am o muncă foarte mare. Cine ai să rog 10.000, 20.000 de lire? Roagă-te tu în locul meu. Dă banii ăștia în evanghelizare și spune bisericii să se roage pentru mine. Pentru că zice că face parte. Sunt alți oameni care consideră că dacă ei se duc și înconjoară de 5 ori, aveam noi în zona noastră o bisericuță pentru cei care sunt din zona Sucevei, undeva aproape de mare este o bisericuță care se cheamă Hașcadar. Și era o credință în inima oamenilor aceia, o bisericuță catolică sau greco-catolică, că dacă te duci și înconjori bisericuța aceea de 5 ori, și era numai grundiș, numai pietre era, dacă înconjori de 5 ori biserica, pe genunchi prin petrele acelea, te poți duce liniștit la examen, ca să iei examen. Sunt unii oameni care ei consideră că-i de ajuns faptele, dar nu-ți de ajuns faptele, dragii mei, pentru că fapta trebuie unită cu cunoștința. Și aici și vin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne arată ce cere Biblia de la noi. Ne arată ce cere cuvântul Domnului. Nu facem numai așa ca să ne aflăm în treabă, ci urmăm și vedem ce spune cuvântul Domnului. Credința e prin Domnul Iisus Hristos, faptele sunt dovada sau consecința mântuirii, faptele trebuie unite cu cunoștința, trebuie să știm ce cere Domnul de la noi, apoi cunoștința o înfrânare. Pentru că la un moment, dragii mei, noi cunoaștem tare multe lucruri și cunoaștem că Domnul vrea să nu trăim în stări de păcate și cunoaștem că Domnul vrea ca vorbirea noastră să fie dreaptă cu har și cu sare. Și cunoaștem că spune cuvântul Domnului, niciun cuvânt necuvincios să nu iasă din gură. Dar nu avem putere să ne înfrânăm. Și atunci vine Biblia și spune, dacă cunoști ce vrea Domnul, ai nevoie să unești cu înfrânare, să te înfrânești și să faci ceea ce spune Domnul. Dar pentru că de multe ori înfrânarea e grea și ne trebuie răbdare, zice Petru în continuare și înfrânarea cu răbdare. Nu te grăbi, nu te mânia, pentru că nu mai biruiești. Că nu poți pune în practică ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Unește cu răbdarea. Și cu răbdarea, când vezi că începi să pierzi răbdarea, unește cu evlavia, cu o viață de sfințenie, o viață de răbdare, o viață de îngăduință. Și evlavia cu dragostea de frați, cu dragostea de frați, cu iubirea de oameni. Probabil că frații v-au mai vorbit din aceste, știu eu, noi zicem berici, un lanț cu 8 berici, care dacă nu le ai sau dacă îi luptă una, nu mai ai mai întare. Pentru că, dragii mei, spune cuvântul Domnului că după ce Dumnezeu a făcut tot ce trebuia pentru noi și noi suntem datori să unim, să ne dăm toate semințele, să unim aceste calități, aceste ferici. Pentru că, în final, concluzionează Apostolul Petru, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vor lăsa să fiți nici leneși, nici nerobitori în ceea ce privește de plină cunoștința Domnului Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, cine se bazează numai pe ce a făcut Dumnezeu, dar el nu-și dă silința să unească și el aceste lucruri, spune cuvântul Domnului, este or, umblă cu ochii închiși și uite că a fost curățit de vechile lui păcate. Și concluzionează prin ultimele două versete de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, în seara aceasta vă spun pe cuvinte. Am vrut să vă spun că Iisus Hristos vă iubește. Și pentru că vă iubește, a venit și și-a dat viața pentru dumneavoastră și ca dovadă. Noi celebrăm cina Domnului și ne amintim că noi trebuia să murim, dar noi nu m-am murit pentru că am murit cu El. Și ceea ce nu puteam face noi, eliberarea din robie, botezul cu Duhul Sfânt ca să ne putem duce mântuirea și eliberarea, mântuirea finală, eliberarea din trupul acesta de carne și intrarea noastră în Împărăția Domnului, aceasta o face El prin puterea Duhului Sfânt. Dar și noi, la rândul nostru, spunea Petru, dați-vă silință să uniți aceste verici pe care ați mai auzit și veți mai auzi și în continuare în alte zile. Uniți aceste lucruri, pentru că dacă aveți aceste lucruri, veți avea intrare. Dacă nu aveți aceste lucruri, sunteți ori cu ochii închiși
uitați că a fost mărțit de vechile voastre păcate. În final, dragii mei, îmi doresc ca în ziua cea măreață, când ne vom îndrepta spre Domnul, să mă uit în mulțimea cea mare de sfinți și uitându-mă printre toți sfinții să vin, uite și sfinții din Betleem, Londra, și ei sunt acolo, și frații care am văzut odată când au fost pe pământul Angliei, și surorile, și tinerii care au fost la semne de tineret, și familiștii care au fost, și ei sunt acolo, și împreună poate cu cei din Atena, și împreună cu cei din România, cu toți împreună vom slăvi pe Domnul și ne vom bucura pentru totdeauna. Dumnezeu să ne ajute să nu lipsim niciunul de acolo. Amin. Amin.